Nu am de ce, de fiecare dată mie mi s-a întâmplat același lucru, n-am sărit niciodată ca arsă. De fiecare dată mi se întâmplă același lucru, el face același lucru, de fiecare dată când dorește, la fel și el. Și atunci, a mea a explodat. Cine, eu? N-am sărit odată ca arsă. Eu fac. Deci nu mă enervați. Eu fac. Oria. Și nu s-a potorit. Eu fac. Nu scoate scorpia, că fac urmă. Ele. Nu mă enerva. Și Delia a continuat. Dacă vei continua, eu o pauză până îți revii. Atunci du-te, poate, du-te afară și dă-ți puțin apă. Nu vreau să mă duc afară, vreau să pot atunci, să intervin când vreau. Dele. Fără atunci să mă simt în pericol. Calm down. Ok? Și după toate astea, am zis. Poate să o liniștească cineva? Așa cum tu faci. Ok, atunci revin-o și caută mai târziu. Nu vreau, uite, tot așa o să mă găsești. Cred că am ridicat tonul, nu știu dacă am... Așa am senzație. Și atunci a zis, ok, liniștește-te, eu plec. Ia uite-vă, băiatule, incredibil. Am chef eu acum de țipete. Incredibil. Și chiar o pupasem, astăzi o pupasem de dimineață, o mângâiasem. Și s-a uitat așa spre mine. Ah, păi te mângâie mai mult Carla și domnul la capătul mesei? La mine se acumulează lucruri. Dacă n-ar fi pocnit acum, ar fi pocnit puțin mai târziu și era mai... Nu îmi doresc să vadă lumea partea asta neapărat, știi? Dar dacă ajungi să o cunoști, nu e plăcut. Nu mai spuneți să mă calamez, că mă agit și mai rău. Tot ne ajut să, okay, să fie moral? Tu de mine vorbești, eu mă... Nu, mă, dar se întâmplă, bă, n-am o problemă că, că unul are ceva de zis și intră nici peste ceva. Nici eu n-am o problemă. Niciodată e firesc. Alo. Îmi vine vreo idee, vine o chestie. Alo, omul a vorbit cu tine, n-auzi? Ce vrei? Cine? Care omul de pe scenă. A vorbit cu ea, ce vrei să nu spune chiar nimic? Chiar să nu vorbit. Păi și ce? Chiar să nu vorbit. Și dacă nu zicea nimic și îmi venea o chestie să-i spun, că îmi venea mie, nu trebuie să... Cum? Ce? Pentru nu mai poți să-ți să pui ideile? Ți le-am delegat? În cazul ăsta o să devenim ce? Rigize. Asta vreau, să putem să comunicăm, să ne completăm între noi. Ce tragedie sunt... Eu sunt calmă. Sergiu. Dar dacă el nu se... Așa, mă duc să așa. Așa. Mai rău, mă enervează. Mai stai! Dacă aș... face o investigație mai profundă, n-am suficient bani să fac asta și relații în țara asta. Dar eu cred că domnul Brenciu, când era tânăr, părecla lui era X-factor. Țin minte că în primul an exact așa s-a întâmplat. O singură dată, este o tradiție la mine, o singură dată pe audiții trebuie să mă cer cu Delia. De ce? Ca să fie dulce sărutarea de după, stimați spectatori. Un om inteligent care trece peste animozități, și aici m-am citat pe mine, nu lasă așa situația. Puteam să mă duc, să-mi iau mașina și să plec, enervat. Dar am făcut asta. Iubind-o pe Delia și știind foarte bine că înăuntrul ei este un suflet senzațional, m-am întors și i-am oferit dulciuri și fructe. Cu riscul de a nu intra pe post, ceea ce spun eu acum, Delia, nu ești tu când ți-e foame. E corect. De parcă tot conflictul ar fi pornit de la mine, știi? A fost drăguț? Ok, ăsta e modul tău de a ne... Dă-mi o bucată de ciocolățică. Te rog. Măi. Dar din dar se Asta? Face rai, domnul Brenciu. Prea mult rai nu-i bine. Poate la voi în Mahala, la noi, dar din dar numai. Pentru că era o ciocolățică la 12 oameni. Eu sunt deprins să mă împart. A, da, știam că o să fie ok. Nu era nicio problemă. Da, nu pot. Nu mă provoca. Pe bune, nu mă provoca. Lasă-mă drăguță. Hai cu Radule înainte să jurizăm. Altceva. Bună seara. Salut. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine ai venit. De unde vii? Sunt din Suceava, stau în Buzău și studiez în București. Pot să intervii oricând dacă vrei să zici ceva? Nu zic nici bâs. Te rog, așa e frumos. Nu, aștept întrebările tale. Nu contează, aștept.